Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și la emisiunea La fața locului am dorit ca acum la sfârșit de an să vorbim despre proiectele anului 2018 legate de ansamblul Constantin Brâncuș, care împlinește la anul 80 de ani de viață, motiv pentru care l-am invitat în fața camerei pe managerul Centrului de Cercetare și Documentare și Promovare Constantin Brâncuș și domnul Doru Strâmbulescu pentru a vorbi despre planurile pentru 2018, special pentru acest eveniment 80 de ani de la înființarea ansamblului Calea Eroilor și colateral legat de această aniversare, alte activități legate de obiectivul turistic al eroilor. Da, în primul rând vreau să mulțumesc în satului și ție, Aura, personal, pentru că te apropii de Brâncuș și de tot ceea ce se întâmplă la un mod foarte sincer și deschis. Cu mult drag. Cred că sunt lucruri fantastice care se fac sau care se doresc a se face, dar sunt lucruri care trebuie făcute. Sunt lucruri care nu s-au făcut și care trebuie făcute, sunt lucruri care sunt în curs de a se face și așa mai departe. Este nevoie ca odată pentru totdeauna noi cei care suntem vremelnic, să spun așa, angajați în acest proces al devenirii ansamblului brâncușian, să încercăm să îl așezăm în rândul marilor opere ale lumii, acolo unde de fapt este locul. Și acțiunile pe care le întreprinde Centrul Brâncuș, împreună cu Consiliul Științific, împreună cu specialiști, împreună cu toți oamenii de cultură pe care noi îi avem în preajmă, sunt în acest sens. Într-adevăr, au trecut 80 de ani de la inaugurarea ansamblului brâncușian și ar trebui poate să ne întrebăm ce s-a întâmplat în perioada asta. Pentru că numai dacă știm bine ce s-a întâmplat în această perioadă, știm ce s-a întâmplat bine și ce s-a întâmplat rău în această perioadă. Vom ști ce avem de făcut. Vom ști să evităm rău în primul rând. Și slavă Domnului că au fost și lucruri care n-au fost corecte în ceea ce privește raportarea comunității și a oamenilor care s-au ocupat de ansamblu. N-au găsit întotdeauna cele mai bune soluții. De altfel, cred că noi doi am mai discutat în cadrul emisiunii tale despre... Aș vrea să spun acest lucru care mi se pare foarte important și anume faptul că în acest moment sau de un timp încoace, fac o paranteză, regret că timpul ăsta nu pot să-l scurtez foarte mult. Eu așa aș dori și așa mi-aș fi dorit, dar sunt lucruri care se petrec într-un anume fel și atunci n-ai ce face. Nu poți să faci mai mult decât se face, dar se lucrează la un proiect amplu, un proiect cu determinări științifice foarte profunde și foarte bine articulate și argumentate. Un proiect care să facă ceea ce nu s-a făcut niciodată pentru ansamblul brâncușean, să alcătuiască o strategie a modului în care de la comportamentul simplului vizitator și până la comportamentul oamenilor de știință, a specialiștilor de la Târgu Jiu, de la București și de aiurea din lume, să știe ce au de făcut. Fiecare să știe ce au de făcut. Este un proiect amplu, nu este ușor să alcătuiești o comisie, un comitet de specialiști care să se aplece asupra acestui subiect. Ansamblul Brâncușean rămâne o problemă sensibilă nu a Târgu Jiului, ci a întregii noastre, a României întregi. Și a practica tot ceea ce înseamnă gestionarea actului de cultură, în abonamentelor, în primul rând, în România. Și a trebuit să pun în mișcare o serie întreagă de instituții, începând cu
instituția pe care o conduc și până Primăria Târgu Jiu, dar instituții precum Institutul Național al Patrimoniului, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Optoelectronică, Ministerul Culturii și așa mai departe, Academia Română și toate instituțiile, Institutul Cultural Român, toate instituțiile care la un moment dat împreună pot alcătui un întreg în tot ceea ce privește fază de documentare, fază de cercetare, propuneri pentru proiectul respectiv. Deci este o acțiune extrem de amplă. Vrem să știm tot ce s-a întâmplat de la prima zi, prima 27 octombrie 1938 și până la 27 octombrie 2018. Vrem să știm și sper că la începutul anului viitor, și acum o spun cu foarte mare, sper că la începutul anului viitor, ianuarie, februarie, să putem semna contractul cu această echipă care în sfârșit s-a format pluridisciplinară și să putem demara proiectul amplu despre care vorbesc și care va aduce ansamblul Brâncuțean o strategie unică pentru un monument de artă în România și, din câte știu eu, în Europa. Vom avea și o istorie a ansamblului Brâncuțean, dar se lucrează la acest istoric al tuturor intervențiilor făcute. Este o documentație amplă făcută pe an și așa mai departe. Asta își doresc și pentru că am spus așa, domnule, de unde plecăm în toate analizele pe care le facem, ca să putem să luăm deciziile corecte, deciziile cele mai bune în ceea ce privește ansamblu, va trebui să știm cam tot ce s-a întâmplat până acum, în privința restaurărilor, intervențiilor, în privința comportamentului. Bine, plecând de la construcție. Plecând absolut de la construcție, zero. Știți foarte bine că lucrăm deja de câțiva ani de zile cu Institutul Național de Cercetare în Optoelectronică și în toate operele ansamblului sunt scanate, sunt puse într-un concept tridimensional și așa mai departe, sunt scanate în profunzime pentru a vedea cele mai mici, să zicem, detalii în ceea ce privește structura pietrei, a metalului, a tot ce înseamnă rezistență și așa mai departe. Toate aceste date, care sunt enorm de multe date, vor fi prinse într-un studiu care va fi publicat probabil în mai multe volume, în edituri din străinătate, pentru că asta sunt uzanțele instituțiilor de cercetări, dar care vor sta la baza tuturor acestor decizii și discuții care vor fi luate de specialiști, biologi, chimiști, fizicieni, restauratori, arhitecți și așa mai departe, care vor fi coordonați de o echipă de arhitecți. Și eu sper ca în foarte scurt timp, anul viitor, până când aniversăm cei 80 de ani, să avem acest proiect pe care să-l putem pune pe masa Centrului Brâncuțean, Primăriei Târgu Jiului, a Ministerului Culturii, pentru a lua toate avizele, evident, necesare și pentru a intra într-un soi de normalitate. Trebuie să aducem ansamblul Brâncuțean într-un soi de normalitate. Asta nu înseamnă că acum nu este că nu se află într-o procedură de normalitate. Adică noi facem o monitorizare, INOE face două monitorizări, trei dacă este nevoie pe an, noi facem monitorizări zilnice, toate aceste date sunt coroborate și discutate și analizate. Deci cam știm ce se întâmplă în toată povestea asta, dar pentru a lua decizii în ceea ce privește intervențiile, în ceea ce privește modul în care întreținem și conservăm operele care alcătuiesc ansamblu, va trebui să avem o bază științifică foarte temeinică și asta facem. Și eu sper că acest lucru să poată să se întâmple și să fie finalizat anul viitor, astfel încât să avem o strategie bazată pe argumente științifice solide care să stea în picioare. În echipa asta sunt atât specialiști români cât și specialiști străini invitați ca să participe la discuții și la dezbateri și să la analizele care se fac așa. S-au alcătuit diagramele, felul în care fiecare dintre instituție, fiecare membru al acestei comisii își va face treaba cu termene, cu timp în care se fac lucrurile astea, cu raportări pe fiecare subiect în parte. Adică, cum să spun, nici nu cred că se poate mai bine de așa. Se va face o muncă științifică foarte bine organizată și temeinică și eu cred că nu avem cum să nu avem rezultate în urma acestui. Adică vom ști exact în ce perioadă trebuie făcute intervențiile, de câte ori pe an, cu ce aparatură, cu ce substanțe,
de vorbind de piatră atunci când se face biocidarea sau curăția și așa mai departe, ca să nu mai facem lucruri urechiste. Trebuie să spun că toată documentația pe care am căutat-o n-am găsit niciunde până acum o astfel de documentare atât de temeinic științifică în care să spunem, dom'le, plecăm de aici și știm ce avem de făcut până în pasul următor. Nu există o astfel de documentare. Sigur că există documentație pentru fiecare perioadă de intervenție, dar toată această documentație privește intervenția în sine și nu toată munca de cercetare care duce la intervenție și așa mai departe. Deci n-aș vrea să ocup timpul cu toate lucrurile, dar vreau să spun că aceasta este, de fapt, marea bătălie pe care o dă Centrul Brâncuș în acest moment și sper și Primăria Drăgujiu să susțină asemenea proiect. Că, pentru că de cele mai multe ori vorbim despre tot felul de lucruri în orașul ăsta. Și trebuie să o spun cu foarte mare fermitate. Vorbim despre străzi, vorbim despre apă, vorbim despre orice, vorbim despre sport, despre câte săli de sport facem și așa mai departe, dar nu văd cu o aplicare foarte solidă și foarte serioasă să spunem, dom'le, dar ce facem noi cu Brâncuș? Ce facem noi despre Brâncuș? Sunt niște oameni la Centrul Brâncuș acolo care sunt cumva abandonați în parc, da? Sau așa poate să fie și până la urmă ce facem cu Brâncuș? Așa poate trebuie să pară. Asta poate să pară, da. Și atunci vreau să spun, dom'le, trebuie să ne punem foarte temenic ca această poveste. Că oricâte eforturi ar face niște oameni pentru a aduce la un anume nivel toate lucrurile astea, dacă nu-și vor găsi susținere în cadrul comunității și administrației, lucrurile astea sunt făcute în zadar. E un simplu exercițiu de, să zicem, un simplu exercițiu de existență, să zicem așa. Ori pe mine nu mă interesează să fac exerciții de existență, ci mă interesează să pun ceva temeinic la baza acestui ansamblu, astfel încât să știm, de la, așa cum spuneam, de la comportamentul oamenilor în preajma operelor până la cele mai mărunte lucruri sau știu cele mai amănunțite lucruri în ceea ce privește ansamblul ăsta. Și eu sper să fie, sper că această comunitate de oameni de știință, de oameni de cultură care sunt în preajma Centrului Brâncuș în momentul ăsta și, fără falsă modestie, am acest merit ca prin legăturile pe care le-am avut de-a lungul timpului să strâng această comunitate, să o adun, să o aduc lângă Centrul Brâncuș și să le prezint aceste proiecte sau aceste proiecte sau proiectele, gândurile pe care le am în ceea ce privește ansamblul brâncușian și pe Brâncuș. Și sper să rămân alături de mine și în perioada următoare și alături de noi în perioada următoare și sper mai mult decât atât să putem lărgi acest cerc, această comunitate de oameni, pentru că întotdeauna descoperi în fiecare zi, dacă cercetezi cu maximă serioasă, descoperi lucruri noi. Niciodată, acum să spun un lucru, eu niciodată de câte ori merg pe axa Brâncuș, de fiecare dată, dar de fiecare dată văd alte și alte lucruri. Deci este o dinamică extraordinară care necesită un efort de, cum să zic, de introspecție și de gândire foarte profund. Și da, și trebuie spus că există și foarte multe interese din toate mediile, că sunt politice, nu mă, că nu mă interesează niciun fel, în niciun fel interesele. Da, dar ele afectează. Dacă afectează în bine, dacă ar fi afecta în bine activitățile sau ar susține chestia asta, ar fi ok. Dacă ar fi, restul nu mă interesează. Dar e foarte important ca ceea ce face să fie de necontestat. Da. De asta e bine să aduceți oameni foarte competenți, specialiști recunoscuți, care, dacă au spus o opinie sau au făcut o cercetare, să fie recunoscută, să nu fie combătută, să nu fie... În România orice se combate. Ok, suntem în democrația asta rebelă nu suntem permite... absurd. Și până la urmă, fiecare are dreptul să-și spună opinia. Nu sunt dar e important să cred că, ca da. Cei care sunt aici, în jurul Centrului Brâncuș, să fie competenți, să fie recunoscuți de cât mai mulți specialiști, pentru ca opinia pe care ei o fixează să fie recunoscută și acceptată. Aura. E foarte important. Am pus întotdeauna în orașul ăsta, când a fost vorba de Brâncuș, carul înaintea boilor. Din păcate. Da. Îl avem pe Brâncuș și asta în considerat că noi... Până acum nu s-a creat la Drăgujiu o instituție solidă. Ca să creezi o instituție solidă trebuie să ai oameni ca să faci această instituție. Foarte bine pregătiți. Dacă exact. Nu ai foarte bine pregătiți, trebuie să fie oameni care să aibă capacitatea de a se pregăti permanent și de a se forma permanent.
în planul meu de management am prevăzut inclusiv, am prevăzut acest lucru, ca oamenii care ajung în Centrul Brâncuș să aibă posibilitatea să se specializeze până la nivel de doctorat și postdoctorat. Pentru că este nevoie de oameni care să poată în orice moment să se aplice cu maximă seriozitate și cu foarte multe cunoștințe asupra ceea ce au de făcut. Lucrul ăsta necesită timp însă. Nu poți să faci un lucru într-un timp foarte scurt. Instituția asta trebuia creată de mult. Corect. Nu să ne facem că avem o instituție și o lăsăm așa, o fi. Și sunt și acolo 2-3 angajați care... Bun, nu, asta trebuia făcută de mult. Nu făcut. Eu am propus și prin planul meu de nou meu plan de management și din discuțiile pe care le-am avut în interiorul primăriei, am spus, domnule, trebuie creată o infrastructură culturală. Orașul ăsta poate să trăiască și de pe urma culturii. Sau numai de pe urma culturii. Sau numai de pe urma culturii. N-aș vrea să exagerez, că tocmai vreau să spun mai devreme. Sau majoritar de pe urma culturii. Nu sunt atât de absurd încât să cred că tot ceea ce facem e, duce la perfecțiune. Perfecțiunea e un ideal. Păi nu, dar comerțul care să se face spre în Târgu lucrurile Jiu foarte se face bine și făcute. Datorită culturii. Dar dacă nu facem o instituție și în jurul acestei instituții să creăm o infrastructură culturală și atenție, mă gândesc aici atât la oameni cât și la spații necesare desfășurării unor activități specifice, unor evenimente specifice și așa mai departe, nu vom reuși să facem din orașul Târgu Jiu un oraș cultural și va rămâne un oraș minor în ceea ce privește chestia asta. Și o spun cu foarte multă seriozitate când spun chestia asta. Din păcate e trist, dar așa suntem. Aici suntem, da? Avem clădiri abandonate pentru că sunt într-un soi de conflicte și așa mai departe. Nimeni nu își pune problema, sau eu aș vrea, mi-aș dori foarte mult să se pună odată foarte serios problema asta. Dom'le, vrem asta sau nu vrem asta? Și atunci problema Brâncuș o plasăm în altă parte. Dacă vreți ca problema Brâncuș, este un mesaj pe care îl transmit oricui vrea să-l înțeleagă, da? Dacă vreți ca problema Brâncuș să rămână într-un fel la Târgu Jiu, pentru că orașul Târgu Jiu este proprietarul acestui ansamblu, atunci haideți să facem ce trebuie făcut. Să nu ne mai tot dăm după colț așa că avem de făcut ceva și să tot amânăm la nesfârșit. Trebuie creată o instituție puternică, care trebuie să fie Centrul Brâncuș, cum, nu știu cum se va numi instituția asta, dar trebuie să existe o instituție puternică, care să aibă o infrastructură foarte serioasă, de oameni, de specialiști în primul rând, de specialiști, de spații unde să se desfășoare diverse activități și așa mai departe. Nu poți să atragi aici nici turiști, nici specialiști, nici asta, dacă nu oferi ceva. Centrul Brâncuș este într-o clădire istorică foarte frumoasă în parc, dar totalmente improprie pentru ceea ce trebuie să facem noi. Da? Că nu poți să faci, unul citește, altul scrie, altul face o nu știu ce cercetare, altul are o problemă administrativă și trebuie să dea telefoane și așa mai departe. E un halmeș-balmeș și în două încăperi pe care le are clădirea din parc. Ea este frumoasă. Două încăperi care au o scară care comunică exact între ele și se aude de sus ce da se vorbește deci, jos. Despre, nu ai un spațiu de lucru. Noi despre asta individual vorbim. Și atunci n-aș vrea să-i condamn pe cei care vremelnic, tot așa ca și mine sau ca și alții care vor veni după noi, au gestionat treburile 80 de ani de zile. Că ai zis să vorbim despre 80 de ani. Cred că problema celor 80 de ani despre ansamblul Brâncuș, astea sunt problemele serioase. Și cred că trebuie să, în anul ăsta în care se împlinesc 80 de ani de la inaugurarea ansamblului Brâncușian și anul ăsta în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, să ne punem foarte serios problema ce facem cu problema asta. O lăsăm așa cum este acum, vulnerabilă, ignorată și așa mai departe, sau ne aplecăm. Eu am făcut niște propuneri, nu știu dacă cineva a avut până acum îndrăznelea să citească în planul meu de management. Sigur că planul meu de management l-am gândit într-un fel, sunt etape. Eu știu că nu se pot face toate lucrurile dintr-o dată. Necesită timp, necesită foarte mulți bani, necesită foarte multă seriozitate în tot ceea și voință. Voință politică, voință administrativă și așa mai departe. Pentru că fără asta, noi nu suntem o instituție creată de Dumnezeu undeva în Parcul Central. Noi suntem o instituție a unei unități administrative, iar această unitate administrativă, prin mijloacele pe care le are și prin oamenii pe care îi are, va trebui să spună, da, domnule, noi facem asta despre Brâncuș, pentru că aud de foarte multe ori că se vorbește despre orice în orașul ăsta, când se vorbește despre Brâncuș, doar atunci când se mai întâmplă câte o nenorocire, că din nefericire, n-au cum să nu se întâmple astfel de lucruri.
Dar părerea mea este că totuși planul de management al dumneavoastră a fost citit și a fost aprobat și ați Eu fost... sper să fie fost, da. Sper să și văd că încep să aibă efect. Ideea ați fost numit Pentru manager că nu mă mulțumește. Al centrului. Aura, pe mine nu mă mulțumește să fiu evaluat an de an și să trec prin evaluări fără să aibă niciun efect chestiile astea. Planul ăsta trebuie finanțat? Păi trebuie finanțat în primul rând. Pentru că altfel asta nu trebuie aprobat? Hai să ne întoarcem deci la problema în dacă a fost aprobat, trebuie aplicat. Deci marea mea durere... Dacă nu se aplică, înseamnă că cei care l-au aprobat nu-și fac treaba. Da. Marea mea durere în acest moment este în anul ăștia 80. Sigur că sunt discuții deschise cu conducerea primăriei, cu domnul Vice Tudor, cu care am colaborat și colaborez în continuare destul de bine pe problema asta. Ocupându-se sigur, de partea ne zbatem cultură... împreună, ne zbatem împreună pentru că e o zbatere până la urmă. Ne zbatem împreună pentru a crea premizele, pentru a crea premizele și după aceea să facem pașii necesari pentru a crea lucrurile astea. Altfel, rămânem un oraș ignorant în ceea ce și ignorat. Și ignorat. Deci să ne fie foarte clar, o spun cu foarte mare curaj, mă uit în ochii tăi, mă uit în ochii telespectatorilor, mă uit în ochii cui vrea să se uite la mine și să spun așa, vom rămâne niște ignoranți, penibili și nu vom ieși din penibilitate niciodată dacă nu facem lucrurile care trebuie făcute aici. Sigur că asta necesită sacrificii. Sacrificii financiare, da? Adică când am propus ca să luăm Casa de Cultură și să o transformăm într-un centru cultural cu spații expoziționale, cu săli de conferințe, cu bibliotecă, cu arhive, eu aștept acum, mie vrea să-mi predea arhiva Ion Pogorilovski, arhiva Pogorilovski, care e unul dintre cei mai importanți, unul dintre cei mai importanți cercetători români ai vieții lui Brâncuși în ultimii 80 de ani, da? Arhiva Gorjan și așa mai departe. Eu nu pot primi nici cărți, nici documente, nici fotografii, nici scrisori în original, nimic din toate lucrurile astea, pentru că îmi spune Sorana Georgescu, domnul Strâmbulescu, unde să vă dau unde? Lucrurile astea? Corect. Unde puneți dumneavoastră toate lucrurile astea? Trebuie să le punem în valoare. Am creat un program care se numește Fondul, Fondul Gorjan, Fondul Pogorilovski, sunt o serie întreagă de fonduri, fondul de la Academie, deja s-au făcut, am făcut pași, am fost acolo, fondul de la Institutul Național al Patrimoniului, tot ce înseamnă Brâncuși, vreau să creez aici la Târgu Jiu. Pentru asta ai nevoie de spații. E nevoie de spații, aceste fonduri documentare, care ele sunt și în format fizic, dar vor trebui făcute și în format online, trebuie să deci aibă acces... Deci nu ne referim la fonduri în bani, atenție, dragi spectatori. Dar ele necesită și fonduri financiare, că okay, altfel nu poți să faci lucrurile astea. Dar ne referim astea. La niște fonduri de obiecte, fonduri, documente. Fonduri documentare, sigur că da, care pot să stea la baza oricărei, adică ele pot fi accesate, în cazul în care vor exista spațiile necesare. De asta spun infrastructura. Va exista infrastructura, hai să folosesc termenul ăsta, infrastructura asta necesară, toate aceste lucruri vor deveni publice. Oricine va dori să aibă acces la ele, vor putea avea acces prin diverse aplicații. Trăim într-o lume, o continuă mișcare, transformare, apare în fiecare zi aproape câte ceva nou și performant în zona asta și așa mai departe. Adică nu vreau să rămân să mă chinui de 4-5 ani de zile să pun niște panouri sau niște camere video care să supravegheze ansamblul. Suntem în faza asta ridicolă și penibilă. Și eu sunt nevoit ca manager al Centrului Brâncuși să spun treaba asta. Și nu mi se datorează. Am făcut toate demersurile. Haideți să fim serioși. Haideți să ne trezim odată, că dacă nu ne trezim, rămânem ceea ce spun eu, niște ignorați și niște ignoranți. Asta suntem, până la domnul urmă. Viceprimar este că trist că trebuie să spun lucrul ăsta, dar nu mai pot să mă abțin să nu le spun, pentru că nu pot la nesfârșit să visez, eu în parc acolo să stau și să visez, că într-o bună zi cineva va spune, băi Strâmbulescule, știi ceva, hai să luăm serios treaba asta cu Brâncuși, să vedem ce ai scris tu aici, la ce te-ai gândit, la ce s-au gândit oamenii ăștia de care tu ești înconjurat și cu care te consulți, sau să vedem dacă te consulți, da? Trebuie să fie cineva, aș vrea ca cineva, Consiliul Local, toată lumea asta, care, da, să fie curios să vadă lucrurile astea cu adevărat. Nu să vorbim, că m-am uitat că se vorbește și prin Consiliul Local și prin tot felul de medii, se vorbesc numai bazacorii, numai aiureli. Păi hai să spunem acum realitatea. Păi de toate astea spun, vorbesc numai aiurel, da? Să spunem trebuie noi acum ca realitatea. Ca să putem să vorbim la 80 de ani despre Brâncuși, nu să le elogiem pe Brâncuși la 80 de ani. Brâncuși nu are nevoie de niciun elogiu la 80 de ani, să fim serioși. Suntem în curs de a organiza, într-adevăr, o conferință foarte importantă, sperăm noi, la Târgu Jiu în octombrie anul viitor,
cu subînaltul patronaj al președintelui, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Institutului Cultural Francez, a Ambasadei Franței, toate demersurile sunt pornite deja, cu specialiști din străinătate, cu Doina Lemni, care este și membru al Consiliului Științific al Centrului Brâncuș, și vreau să răspund cumva unora care gură cască, care... Eu cu Doina Lemni vorbesc aproape, dacă nu zilnic, săptămânal vorbesc, și ne sfătuim și ne consultăm și așa mai departe. Și lucruri care se pot proba, nu care sunt... În fine... Și acum să vorbim despre infrastructură concret. Domnul viceprimar Adrian Tudor spunea zilele trecute că există o inițiativă, deja o hotărâre de Consiliu care vizează fabrica de confecții. În urma referatelor făcute de mine în baza planului meu de management, i-am trimis domnului primar și domnului viceprimar această chestiune, în urma căreia s-a constituit o comisie, printr-o hotărâre a Consiliului Local, o comisie care să se ocupe și care să găsească spațiile necesare desfășurării sau creierii acestei infrastructuri culturale. Sigur că e vorba și de fabrica de confecții, dar nu numai de fabrica de confecții, e vorba și de Casa de Cultură, e vorba și de spațiu care se ia în cele 40 de hectare care sunt luate de la unitățile militare și acolo unde se creează o bază de agrement și unde se poate crea și o parte dedicată, zonei culturale și așa mai departe. Adică sunt mai multe spații și asta. Dar se poate face asta într-un an? Nu se poate face într-un an, nu se poate face nici în 5, poate se face în 10, în 15, 20. Dar problema este să ne apucăm să facem treaba asta, să știm ce vrem în primul rând. Să știm ce vrem în primul rând, să identificăm resursele necesare, umane și financiare pentru a face chestia asta și să începem să facem pași. Corect. Pentru că dacă rămânem doar în faza în care eu de 3 ani de zile, de 4 ani de zile, trimit tot felul de hârtii și eu nu pot să amenajez spațiul din spațiul centrului Brâncuș astfel încât să-l fac mai funcțional, astfel încât să pot să să-mi coordonez niște activități acolo. Da? Activități curente de lucru, nu altceva. Da? Sau magazinul din parc sau galeriile de artă. Avem o singură galerie de artă. E rușinos că în orașul Brâncuș avem o singură galerie mică și aia și care nu se ridică nici pe departe la nivelul unor galerii din orașe asemănătoare cu orașul Târgu Jiu și care n-au Brâncuș acolo. E rușinos. Adică trebuie identificate spații care trebuie transformate în astfel de spații culturale, unde să se petreacă lucruri. Aducem oameni importanți aici de cultură, artiști importanți ai României cu o anvergură internațională, recunoscuți în plan internațional. Îi aducem în expoziție aici, în tot felul de conferințe și când ajungem aici, găsesc ceea ce găsesc. Și toată lumea spune, bă, dar trebuie să faceți. Toată lumea spune, dar trebuie să faceți. Deci trebuie făcut. Nu publicul trebuie educat. Asta este, și publicul trebuie educat. Dar eu cred că trebuie să luăm decizia noi, Consiliul Local, oameni, partidele politice, că am văzut tot felul de declarații aioristice făcute de tot felul de lideri, unii, de fapt, da. Din păcate, mai am reflexul ăsta, făcând 20 de ani pe emisiuni politice, îi cunosc foarte bine, da. Din nefericire pentru ei, îi cunosc foarte bine, da, pe fiecare. N-aș vrea să mai... și eu nu pot să faci o declarație fără să stai de vorbă cu un om care, bă, dacă tot e acolo, hai măcar să-l întreb ceva. Și da? Nu e corect să facem lupte politice pe Brâncuș. Dar eu nu vreau să fac niciun fel de luptă politică cu Brâncuș. Mi se pare o prostie fără margini. Cine face lupte, cine dă lupte politice pentru Brâncuș în ideea că câștigă, are vreun câștig, eu zic că este... Păi poate se agață de capitalul de imagine al lui Brâncuș. Și capital de imagine, nu. E o glumă proastă asta. Na. În fine, unii probabil că așa își mai imaginează. Nu, haide să facem. Adică eu aș vrea să văd că oamenii ăștia politici despre care vorbesc și oamenii și din administrație doresc să vorbească cu mine, să vadă ce gândesc, de ce gândesc lucrurile astea, pentru ce și în folosul cui le gândesc chestia asta. Toate lucrurile astea se vor întoarce în timp în mit asupra acestui oraș. Acestui oraș care, dacă va fi vizitat... În bine sau în rău? În bine, nu. Dacă le facem cum trebuie și trebuie să le facem cum trebuie, se vor întoarce în bine. N-au de ce să se întoarcă în rău. Orașul ăsta trebuie să devină un oraș cultural. Nu numai oamenii politici. Dar spunem asta de 20 de ani. Nu numai oamenii de cultură trebuie implicați în treaba asta. Nu numai oamenii politici trebuie implicați în treaba asta. Și oamenii de afaceri. Președintele Iohannis, când a fost aici la Târgu Jiu,
Vlad Ciobanu i-a pus o întrebare și i-a spus: domnule, cum ați făcut din orașul Sibiu un oraș cultural? Și l-a zis așa: a existat un om acolo care a venit la mine și mi-a prezentat proiectul lui. Și zice, după ce i-am spus... Bun și... Nu. Directorul teatrului din Sibiu, care a și creat un fenomen fabulos. Da? Și, dar de ce l-a creat? L-a creat pentru a găsit în președintele Iohannis, primar pe vremea aceea Sibiului, un om cu o deschidere fantastică spre actul de cultură, da? A găsit în oamenii de afaceri pe care primarul i-a chemat și a zis: haideți să stăm de vorbă puțin, uite ce vrea omul ăsta. Voi ce credeți, n-ar fi bine că toate lucrurile astea se întorc împotriva și pentru voi? Hotelierii o să aveți clientelă, restaurantele o să aveți clientelă, oamenii de afaceri care fac construcții o să aveți de lucru și așa mai departe. Agențiile de ce de nu vreți agențiile de turism și așa mai departe? Adică fiecare poate să aibă pe zona lui câte ceva de câștigat din treaba asta. Actul de cultură nu este un act izolat. Corect. Oamenii de cultură nu sunt niște semizei sau zei care stau undeva niște turnuri de fildeș, nu. Sunt niște oameni concreți, niște oameni care au, la fel ca și ceilalți, niște planuri, niște proiecte. Iar turistul noi, când vine noi are niște de, nevoi. Noi vorbim, exact, noi vorbim de o societate care interferează toate aceste, să zicem, zone, interferează. Actul de cultură trebuie să interfereze cu actul de, cu oamenii de afaceri, cu actul de business, să zicem așa. Așa mai departe, cu factorul politic care, repet, e decident, el decide. Consiliul local decide, dar acolo sunt oameni politici, că sunt reprezentanții ai partidelor politice. Corect, și dacă ne gândim la Sibiu, pentru că toți spuneați de Sibiu... Nu, am dat Sibiu, dar pot să dau și alte exemple, okay, că Sibiu în fie, e un alt caz. Am fost în Sibiu, da. Și în orice colț de stradă vedeai un butic frumos, aranjat, cochet, în care puteai să cumperi un suvenir. Vedeai o terasă în mijlocul centrului istoric. Sigur. Unde se putea avantajează și da, orașul, dar și pe noi ne avantajează. Dar și pe noi ne poate avantaja. Pentru că noi dacă avantaja. Reușim să facem un oraș cultural aici, cu o infrastructură foarte bine gândită, temeinic gândită, împreună cu specialiști, avem arhitecți, avem artiști plastici, oameni foarte importanți și care sunt lângă noi și care ne pot sprijini. Aș vrea să văd că Consiliul Local spune: băi, Strâmbulescu, ia vină tu odată cu toți oamenii să stăm noi de vorbă, fie în comisii, fie în Consiliu, să stăm noi de vorbă toți aici, să aflăm și noi ce se gândește despre orașul ăsta lui Brâncuș. Spunem, ne ducem ca să spunem pe tot felul de afișe, panouri, bannere și așa mai departe, orașul lui Brâncuș, ce orașul lui Brâncuș? Ce oraș al lui Brâncuș când noi ne zbatem într-o obscuritate din asta, din care eu tot încerc să dau la o parte vălul ăsta de ignoranță care ne înconjoară. Trebuie să ne trezim. Ne-a venit o idee. Da. O să propunem noi o dezbatere, noi, ENSA TV, în sala de Consiliu Local. O să propunem Consiliul Local o dezbatere la care să participe consilierii care doresc, reprezentanții primăriei. Aș prefera să să fie participe toți. Mă rog, care doresc, nu putem să-i obligăm. Am avut, noi putem doar să-i invităm la ei acasă. În raportările mele și pe Doru Strâmbulescu, pe oamenii de afaceri care doresc să vină, să invităm, facem o invitație publică. Nu cred că în sala de consiliu se poate face treaba asta, se poate face la teatru, da. La teatru. Pentru că e o sală mai mare în care putem încăpea lume. Și facem o dezbatere publică în care fiecare să vină să spună și ce-l doare și ce crede el că e bine și ce-și dorește. Este foarte bine să facem asta și chiar m-am gândit să fac lucrurile astea frecvent. Bineînțeles că o facem, de ce să nu o facem? Filmată și să o vadă și bineînțeles, la care să chemăm oameni aici care pot să vorbească cu temenicii și aplecare, da? Ca să putem vorbi despre orașul Brâncuș. O trec în planul nostru pe ianuarie. Ca să putem vorbi despre orașul Brâncuș și să vorbim despre Brâncuș la Trăgujul, nu mai putem în condițiile astea. Pentru că vom rămâne în aceeași fază, perpetua. Nu sunt bani, nu e aia, ne ignorăm unii pe alții, da? Ne frituim unii pe alții, ne întoarcem păi spatele. Păi nu sunt bani pentru că nu-i facem. Ne întoarcem spatele unii altora și în felul ăsta n-am rezolvat problema. Orașul ăsta rămâne tot cenușiu, tot un gri așa, trist, da? Fără zone, avem peste 100 de opere de artă puse în oraș, aiurea. Aiurea. Trebuie să spun cu durere chestia asta. Le avem aiurea puse în oraș. Iar unele nu sunt foarte de artă. Ele când au fost, unele dintre ele când au fost puse ok. Numai că nefiind create o zonă ca ele să poată fi puse în valoare cu adevărat, rămân la îndemâna bețivilor, a copiilor care se joacă și care se cațără pe ele, păi, și așa mai departe. Cine se va duce, da? Să vadă la paralelă monumentul din cartierul de blocuri? În fine, să fim serioși. Sunt...
De aceea am propus un parc tematic care poate să, sigur, și el la rândul lui crea o infrastructură în care cei care vizitează orașul Târgu Jiu să aibă alternative. Dom'le, mă duc să văd asta, văd un muzeu, văd o opere de artă în aer liber, pot să mă relaxez la... Am fost în Grecia la Aristotel, în Stagira și acolo, bun, ce poate să mai fie din Stagira? Câteva două ziduri din vechea cetate pusă pe colina sus acolo, și dar în rest au creat acolo un părculeț cu tot felul de jocuri din astea. Pe jos sunt niște plăci pe care scrie, sunt scrise diverse citate din Aristotel, iar după ce ieși din parc, este undeva un restaurant unde oamenii se pot relaxa, pot vedea panorama zonei și așa mai departe. Adică se pot face lucruri, trebuie să, numai că trebuie să se le gândești. Se poate și în România. Și intră, trebuie ca să intri într-un asemenea procureț unde nu vezi decât niște jocuri și copiii se pot juca cu niște bile, în fine. De exemplu, sunt, se pot uita printr-o lunetă și așa mai departe, plătești un euro. De exemplu, deci fost se la poate Reșov. Câștiga de pe urmă. Investițiile astea pe urmă se întorc în bugetul ăsta. Se întorc în buzunarul unor oameni de afaceri. Se întorc în beneficii pe care orașul le are de pe urma. Așa noi spunem, doamne, avem ansamblu Brâncu. Păi avem ansamblu și ce dacă l-avem? De exemplu, am fost la Râșnov. Au reconstituit niște privați, într-adevăr, cetatea Râșnovului, pe care o vezi luminată noaptea, că de asta am văzut-o, pentru că da, este pusă în valoare prin lumină seara. Treceam spre Poiana Brașov și am zis, ne întoarcem mâine să vedem această cetate. Și am urcat în cetate. Era acolo lume luminată, toate fețele, exact, toate fețele, chinezi, japonezi, galbeni, roșii, toată lumea luminată de pe pământul ăsta, era cetatea plină și peste tot, tot așa, o alviță, niște... Am tras coarcul. Ce mult mi-a plăcut că am tras coarcul. Deci, locuri de unde poți să bei cafeaua și să admiri toată zona. Tot așa, o lunetă, nu știu cât de lunetă era ea, dar am avut plăcerea să mă fotografiez uitându-mă prin acea lunetă. Să vezi Râșnovul de sus. Eu am dat un exemplu respectiv ca și exemplu tău, da. Și în România. Dar sunt enorm de multe exemple care se pot da. Deci se poate cum face. Arată orașele culturale cu adevărat în lume este ceva care n-am cuvinte acum să le explic, da? Pentru că oamenii au știut, comunitatea. Pentru că e vorba de comunitate, au știut să se îngrijească foarte bine de tot ce au avut patrimoniu. De au tot ce au avut patrimoniu și au știut și să pună în valoare chestia. Să pună în valoare și să promoveze. Încă o dată spun, fără o infrastructură, din punctul meu de infrastructură înseamnă oameni foarte bine pregătiți, pe care trebuie, dacă nu-i găsești gata pregătiți, trebuie să-i pregătești. Iar durata de pregătire unui om pe zona asta înseamnă câțiva ani buni de zile de lucru. Da? Pentru că trebuie să meargă la cursuri, să facă, să dea examene, să dea concurs, să se specializeze. Dar mari companii chiar fac așa, asta, își chiar pregătesc asta fac cu oamenii, da, pe banii, da, lor. Dacă au bugete, și eu ar trebui să am, dar nu prea am. Dar în fine, din nou vorbim despre lucruri care nu-mi plac să vorbești. Și trebuie să creăm această infrastructură de spații, de zone culturale pe care le putem dezvolta și în care putem, astfel putem vorbi, atunci putem să vorbim despre integrarea orașului în concept, în axa Brâncuș. Așa vorbim de un oraș gri, cenușiu, care nu se gândește decât la canalizări, șosele și așa mai departe, este absolut necesare. Sunt absolut necesare, dar nu putem ignora actul de cultură. Ignorăm, ar trebui să meargă în paralel lucrurile astea. Adică dacă aloc pentru o stradă, nu știu câte, trebuie să aloc și pentru, da? Dacă sunt temeinice lucrurile care sunt propuse. Că se propun și lucruri netemeinice. E posibil să nu fie propuse lucruri temeinice. Dar atât timp când am spus că am adus oameni lângă mine și să dau, nici nu știu ce exemple să dau, pentru că ar trebui să le spun numele tuturor, care de la Grigurcu, Pavel Șușeară, din toate colțurile țării, da? Corespondențele pe care le avem și susținerea pe care o avem pe proiecte, de la oameni din străinătate și așa mai departe. Păi nu putem să ignorăm, adică bun, că nu, eu nu fac o treabă privată la Centrul Brâncuș. Nu face Doru Strâmbulescu pentru el. Eu o fac pentru orașul ăsta și pentru Brâncuș toate lucrurile astea. Ori nu pot face singur. Pentru că eu sunt totuși o instituție în subordinea Consiliului Local și a primăriei. Nu sunt o fundație privată, corect, un cerc de prieteni. Da?
Ei, ori instituția asta trebuie să, cineva trebuie să gândească, bă, dacă tot e o instituție și tot finanțăm această instituție, hai să vedem. Hai să ne gândim foarte serios ce facem anul ăsta, ce facem la anul, cât am făcut anul ăsta, cât am făcut la anul, iar dacă Strâmbulescu nu-i bun, îl dăm afară, nu? Oricum, instituțiile de regulă se mișcă greu. Eu n-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Și am spus-o dintotdeauna, am spus-o cu foarte mult curaj. Sunt aici pentru a face lucruri, nu pentru a face lucruri pentru Brâncuș și pentru ceea ce trebuie să facem noi pentru orașul ăsta. De asta am și adus. Oamenii ăștia au venit pe încredere aici. Toți oamenii ăștia care mă înconjoară sunt pe încredere aici. Pe faptul că au fost convinși de proiectele despre care le-am vorbit. Au avut curajul, au avut demnitatea, au avut înțelegerea să mă asculte și să creadă în ele. Nu vor mai crede în astfel de lucruri. O să spună, dorule, tu ne spui povești nouă. Când să ne apucăm de treabă, da, nu putem. Că vreau să fac un festival de film și mă trezesc că nu vrea nimeni să mai îmi dea bani să fac un festival de film. Ca să dau un exemplu, da? Un film de artă, unic în Europa. Despre arta, despre... și așa mai departe, da? Și care ar putea să aducă turiști și așa mai departe. Unul dintre punctele chei, punctele forte sau ale, știu eu, dezvoltării culturale a Clujului este festivalul de film de la TIFF. TIFF-ul, da, de la Cluj, da? Da, da. Și când spun chestia asta, am adus în toată povestea asta unul dintre cei mai importanți oameni pe care îi are România în acest moment. Pe zona filmului, filmul documentar, film de artă și așa mai departe. Nu ne putem bate joc de lucrurile astea, nu pot să-mi bat joc de oamenii ăștia. O să-i chem într-o bună zi și o să-i spun, fraților, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru și să le strâng mâna, în cazul în care nu voi primi sprijinul necesar ca toate aceste lucruri să se întâmple. Sigur că m-ai întrebat, ele nu se pot întâmpla mâine, nu se întâmplă apoi mâine, dar suntem la 80 de ani și vreau să vorbim deschis cu cărțile pe masă. Ce s-a făcut până acum, în ce stadiu suntem, ce vrem să facem mai departe. Și ce facem. Și ce facem, concret. Da, despre asta putem vorbi când vorbim. Altfel vorbim povești. Păi da, spune eu povești, eu ce să spun acum. Măi Consiliul Local, măi oameni buni, măi primărie, măi angajați care stați aici în birou. Eu sper ca cineva să vadă și emisiunea asta și alte emisiuni în care mai participi. Mi-ați aprobat un plan de management. Păi trebuie să-l rezolv, trebuie să-l fac, că de asta am venit și de asta l-ați aprobat. Dacă l-ați aprobat, știu că sunt multe hârtii, nici mie nu pot. Bun, asta e o birocrație care trebuie, este tot în nu, trebuie să o ignorăm. Trebuie să se miște, frate, trebuie să se miște. Cei care consideră, și sunt multe primării în care sunt angajați, care consideră că sunt cam prost plătiți, motiv pentru care nu trebuie să se chinuie prea mult, ea trebuie să plece acasă. Da. Pentru că sunt firme private în care se câștigă puțin și totuși se muncește. Dar nu ești mulțumit de salariu, du-te tata acasă. Du-te acasă și lasă pe altul care vine pe salariul ăla, că e conștient ce contract de muncă a semnat, dar pe puțin iau ia bani să muncească, nu să stea. Zice, nu muncesc că iau bani puțin. Păi nu munci, du-te acasă să vină altul care vrea. E nevoie de oameni cu suflet, e nevoie de oamenii care iubesc cultura, care fac poate mai mult decât sunt plătiți, sau să fie plătiți pe măsură, să știu eu, să existe un buget mai bun. Nu pot ignora însă și trebuie să spun acest lucru, că l-am avut primăriei. În toate aceste demersuri pe care eu le întreprind și pe asta, l-am alături de mine pe domnul vice Adrian Tudor. În ciuda faptului că și dumnealui este ignorat de tot felul de grupuri și de grupuscule și de tot felul de personaje din astea obscure de pe la Târgu Jiu, care, dincolo de faptul că nu produc nimic temeinic și de durat așa, mai și vor să strice ceea ce se... E un reper, să zicem, și pentru mine lucrul ăsta. Bine, din discuțiile mele cu domnul primar, are încredere în domnul vice, care are ca partea de cultură în grădina dumnealui, adică trebuie să se ocupe de partea de cultură, asta domnul primar are încredere discuția asta în ceea pe care ce am întâmplă. Avut-o cu tine acum și ne cunoaștem, de aia vorbesc așa. Da. Aura. Sunt discuții pe care le am frecvent cu domnul vice Tudor și le analizăm. Vreau însă să văd rezultate, să avem rezultate, să facem pași. E foarte important. Nu putem, vom aduce la anul aici sau încercăm să aducem, eu sper să și aducem, personalități importante ale vieții culturale mondiale. Vrem să invităm directorul Centrului Pompidou, directorul de la MoMA, de la Tate, adică oameni importanți de cultură din lume care să vină la Târgu Jiu, aici unde Brâncuș a lăsat cea mai importantă opera lui. Și vor găsi
Pentru că oamenii ăștia nu sunt niște oameni care să n-aibă experiență, să nu fi văzut lumea, să nu știe despre ce este răva. Ce le arătăm. Dar poate fi un pas. Poate fi un pas. Acolo vrem să... Adică nu mai vrem să facem chestiuni de tip cântarea României, așa. Mici chestii colocviale, așa, între prieteni pe aici, pe la Târgu Jiu. Cam aici trebuie să ducem lucrurile. Însă, ca să faci lucrurile astea, oamenii ăștia trebuie să aibă încredere. Iar turiștii altfel, care vin să găsească aici tot ce au nevoie. Ca să le dai oamenii noastre încredere, trebuie să faci lucruri importante. Să fie mulțumiți. S-a terminat emisiunea, dar cu siguranță vom continua această discuție care este foarte importantă pentru târgujieni, pentru gorjeni, pentru români. Ce se face pentru Brâncuș nu se face pentru el, se face pentru noi. Evident. Clar. Și dacă noi nu suntem în stare să ne facem bine cu mâinile noastre, având această capodoperă la Târgu Jiu, atunci suntem niște, scuzați expresia, fraierii. Dragi telespectatori, Aura Stoienescu, sunt invitatul meu în această emisiune, domnul Doru Strâmbulescu, managerul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare, Constantin Brâncuș. Îmi place că discutăm deschis și concret tot ce e de spus și sper să nu rămânem la stadiul de discuții, pentru că noi, televiziunea ENSA TV, suntem o televiziune care dorește să promoveze tot ceea ce înseamnă cultură. Vreau să mai spun ceva. Pe mine nu mă interesează cât pierd eu în relație cu oameni politici, cu presă, cu aia. Pe mine nu mă interesează cât câștigă orașul ăsta de pe urma acestor eforturi pe care încercăm să le facem și pe care le facem. Asta vom fi cu ochii pe aceste eforturi și pe Consiliul Local și pe Primăria Târgu Jiu și pe Târgu Jiu și pe Operele lui Brâncuș tot timpul. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și sărbători fericite. La mulți ani. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere!